Drama pacienților operați la ochi la Spitalul Sfânta Treime din Capitală continuă. O femeie care a suportat o intervenție chirurgicală din cauza că sufera de cataractă a rămas fără un ochi. Organul a fost extirpat de medici din cauza complicațiilor apărute. Medicii spun că decizia de extirpare a ochiului a fost luată deoarece infecția prezenta risc pentru viața femeii. Ochiul afectat prezenta un pericol pentru viața pacientului. Și s-a primit această decizie dură. Păi aceasta este complicația urma întâmplărilor din 16 iunie, da? Deci asta este o evoluție a complicației anterioare. Pacienta se află în spital, starea generală este sfăcătoare, se află 3 zile după intervenție. Între timp, la spital a fost internat încă unul dintre pacienții operați. Bărbatul, care este și veteran al războiului de la Nistru, spune că e nevoit să cheltuiască bani în plus și nu știe dacă își va recăpăta vederea. Deci care ne-au făcut operația au plecat în concediu, facem ce putem, așa lor, cum să vă spun, îndreptățările. Noi facem ce putem. Și bani foarte mulți și nici un tolc. Nici o fel de șansă. Nu șansă. Dar măcar să rămân cu un de așa, pentru că se trage și la doi. Acum o lună, 10 pacienți s-au ales cu inflamații grave ale ochilor, imediat după ce au fost operați. În urma anchetei s-a stabilit că ustensilele folosite la intervențiile chirurgicale au fost sterilizate incorrect.